După tascul telefoanelor, Cătălina în continuare nu se afla într-o stare bună. Nu înțeleg. Că nu te înțeleg. Ce? Azi că te-am înțeles perfect. Da, am văzut. Ai, bă, că tu erai... Pe bune, erai pe gânduri. Păi da, dacă tu văd că tot continui cu chestia asta, că ce, domnule, nu mai am... Păi și tu în loc să înțelegi ce zic eu, te gândești că e din eu cauza... Eu te-am înțeles perfect, dar prea insistai. Da, că o să fie interesant. Ce și ce mesaje primesc, Vlad? Și ce? Dacă așa mă simțeam, Vlad. Ok. Păi și nu mai înțeles, ai gândit ce-ai vrut tu. Păi și ce înseamnă că am gândit tu acum? Păi ai gândit ce-ai vrut tu, nu ai ascultat ce-am spus. Păi eu te-am ascultat perfect. Nu cred. Ba da. Dacă mă ascultai, înțelege ce ziceam eu, nu ce ți imaginai tu. Păi și la ce trebuie să ne uităm? Că în tot ce scrie acolo. Nu e obligatoriu, te uiți dacă vrei, probabil. Și acum ce facem? Trebuie să te-am supărat. Dar eu cine-i supărat? Tu pe mine. Nu sunt supărat, Ine, doar încerc să-ți explic o chestie. Și ți-am zis că te înțeleg. Da, am văzut. Da, mă enervează că îmi spui că am văzut. De păi... parcă nu te-am înțeles niciodată. Am zis că parcă nu mai mi-aparține nimic. Așa m-am simțit în momentul ăla. Și tu te-ai gândit. Dacă te-am înțeles și după aia tot zice, stai, că ce, domne, că tu acum ești pe poartă. Că ce, că e obligatoriu? Îmi dau 30 de mii și plec acasă. Tu tot spuneai că dacă aveam bani, acum plecam, dacă nu știu ce am spus, ce poate să fie așa grav? Normal e să te gândești, tu să fii fost în locul meu, te gândeai, stai liniștit. Nu. Ba da, îți garantez, îți bag mâna foc. Eu înțelegeam fix ce spuneai tu, că tu nu, eu nu cred că am spus, mamă, mi-e frică de ce o să găsești. Nu asta era panica mea. Păi tu am înțeles asta. Panica mea era altceva, dar da, în fine, nici acum nu mă înțelegi. Păi te vezi pe mine vorba asta, mai enervează mai tare. Păi dacă așa să l-am simțit tu. Bine, bine. Nu bine. Și nici acum nu vrei să-mi dai dreptate. Nu mai vorbești? Nu. Nu mai vorbești? Nu. Ai bine. Mai vorbești sau nu mai vorbești? Nu. De ce? Că nu vreau. Că nu te înțeleg. Ai bine, mă duc gata. E bine că pleci. Așa să faci mereu, să pleci. Păi, Vlad, dacă nu vrei să... Gata. Dacă nu mă bat în seama. Gata. Mi-ți fumez. Vlad își dorea, în schimb, o discuție mai serioasă cu Cătălina, sau mai bine zis, o explicație mai concludentă. Da, gata, ți-am explicat acolo. Da. Păi să vezi să ai o discuție mai serioasă. Păi nu, că ți-am explicat tot ce era, de ce m-așa e pe ta. Și simți că m-am făcut, te-ai făcut înțeleasă? Nu. Deci nu te-ai făcut înțeleasă? Bine, bine, bine. Păi nu, când și-am încercat să zic că în living aceeași chestie, ziceai. Eu am înțeles perfect ce vreau să spui. Nu? Poate acum ai înțeles. Și atunci am înțeles. Da. Nu, pentru că tot ai avut gândul, a, deci înseamnă că ascunzi ceva dacă tu zici chestia asta. Păi în momentul în care spui că mai bine ieșeam pe poartă și chestii, dacă aveam bani, tu nu te fi gândit la fel? Ia, zi sincer. Nu. M-aș fi gândit fix la ce-mi zici tu. Că te simți naș. Că eu nu ți-am zis că, mamă, mi-e frică de ce eu o să, de ce o să am în telefon. Dacă o ziceam așa, puteai să te gândești, Doamne, ce o avea în telefon, oare ce ascunde? Așa, da, puteai să te gândești așa. Dar în momentul în care am zis că mă simt nașpa, că simt că nu mai am, cum am zis? Viață. Da. Că simt că nu mai am, dețin controlul asupra. Deci, stai. Da. Așa. Și că mă simt nașpa? Că eu am venit aici, nu am venit cu telefonul. Exact. Nu știu, mi se pare normal să te gândești. Nu. Adică da, poate, nu știu. Dar eu așa o văd, adică când zici o chestie trebuie să înțeleagă fix ce zici. Trebuie să asculti fix ce zic eu și ce spun, nu, ce... Eu de aia te-aș întrebat, că de ce nu m-am mai bat de seamă, că te vedeam că ești așa îngândurat. Dar nu, când efectiv nu aveam nicio treabă cu îngândurare, cu asta. Hai mă, băi, încetează. Ai recunoscut tu singur. Dar nu am zis că am avut o problemă din chestia asta, că ce ai pățit. Mă enervam pentru că efectiv tonul pe care o spuneai. Că ce, nu mi se pare normal. Erai de acum parțăgoasă în vorbi. Că eu mă duc să vorbesc. Și ce făceai dacă te duceai și vorbeai? Ieșai cu paia de picioare și gata. Ne-am înțeles acum? Nu, bineînțeles, bărbat.
Intrați într-o panică care efectiv nu și-avea rost. Nu eram în panică, mă simțeam prost, tristă. Că ies afară, șterg toate site-uri de socializare și asta. Da. Hai să stăm ca niște oameni fără identitate. Vrei? Stăm ca în epoca de piatră. Să nu mai avem niciun acest. Ce spuneam și ce zici? Păi dar nu, fix așa ar trebui să facem. După experiența asta, să nu mai avem, să nu mai avem acces la alte persoane. Că doar noi nu vrem să evoluăm. Să cunoaștem alte persoane. Ce legătură are ce am zis cu păi nu, așa ai spus tot cu toate astea. Da, pentru că mă simțeam nașpa, nu vreau să mai fiu văzută, nu mai vreau nimic să nu... Mă simțeam nașpa, tu nu poți să înțelegi nici acum că mă simțeam nașpa. Te-am înțeles perfect, te simțeai nașpa. Nu. Ba da, și devii foarte irascibilă când vorbești de chestia asta, că tu nu înțelegi. Tu vrei în cazul ăsta să am, să am mai fix aceeași părere ca tine. Dar trebuie să înțelegi că o să mai fie momente în care nu o să avem aceeași părere. Și că te-am înțeles perfect. Dacă mă lași pe mine vorbind aici. Dacă mă lași, ce fac dacă te las? Zi, zi continuare. Hai mă, zi continuarea. Mă, zi bă. Dar zi continuarea. Dacă mă las, mă las aici vorbind, aici stau și chiar atât. Hai, de mă, zi beau apă. Nu ai voi. Dar de ce? Până nu cu pupi. Nu mă dau aici. Nici de-al dracu. Așa stau. Nu mai mi-e sete. Mă arăt gândit, nu mai mi-e sete. Deci tu nu vrei să mă pupi. Fiecare spunea altceva. Da. Și practic nu... Nu ne înțelegeam. Da, eu te înțeleg, Vlad. Adică tu te-ai gândit că din moment ce ea invocă plecarea din emisiune, că să plătească inclusiv daune, mă trebuie să fie ceva acolo... Da. Nu? Horror! Și pe mine nu m-a deranjat chestia asta că ea vrea să plece și așa. S-a referit doar la strict persoana ei. Adică ea pleacă și o rămână aici de frumusețe, de ornament. Dar ție ți era frică, poate, nu știu, Cătălina, să nu fie în telefonul tău și să nu știi tu vreun mesaj, vreun indiciu legat de trauma ta din trecut, legată de familie? Nu. Tu știi că ne-ai mai povestit așa. Nu, eu i-aș fi povestit și i-am și povestit în mare parte lui Vlad. Asta nu e o chestie care m-ar deranja să afle sau nu. E ce-am trăit eu, dar nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut și să sufăr sau așa. Nu a fost nu e ceva wow de aflat. Adică, nu mi-era frică de nimic de ce o să fie în telefon. Pur și simplu nu mă simt și nici în momentul de față nu mă simt confortabil cu chestia asta. Păi s-a terminat task-ul. Da, dar știu că cumva s-a văzut în telefon la mine alți oameni care... Adică cine? Nu înțeleg. Cine a văzut? Că ai văzut ce s-a dat. Da. Nu m-am simțit confortabil atât. Ție de ce ți-a fost teamă? Eu m-am bucurat că am văzut telefonul, sincer. Nu am avut nicio teamă. Nu. Ce te gândeai că poate să fie acolo din moment ce... Mi-am pus întrebarea asta. Cred că orice normal la cap își pune întrebarea. Corect, ce s-ar putea... întâmpla, ce ar putea avea. Și am înțeles că nu ar avea nimic, doar că are ea chestia asta să nu... îi umblă cineva în... Să nu expui pe alții sau cum? Și asta, spre exemplu, a fost și sora mea în telefon, adică și prietena mea. Am pozit cu mai mulți. Eu cred că se referă la faptul că se bagă în intimitatea ei, la fel cum a fost cu cătușele și a renunțat din cauza asta, că așa e ea, că... Da. Când se intră în intimitatea ei, așa... Adică n-aș fi avut o problemă să vadă doar Vlad. Încă noi chiar ne-am amuzat de ce am găsit pe acolo, ce mesaje erau de la susținători, de la alți oameni în perioada asta cât am stat noi aici. Uh-huh. Dar nu era nimic așa wow în telefon la ea. Adică, practic, tu prin reacția ta, da, și de dinainte și după, ai făcut să pară așa, știi? Să devină suspicioasă treaba. Știi? Acum am înțeles ce încerca și Vlad să-mi explice aseară, doar că mie mi se părea ciudat că el gândea așa, dar mi-am dat seama că eu am exagerat și de asta. Practic, toată starea pe care eu aveam, ea mi-a indus-o prin reacțiile pe care le-a putea. Că... Și eram, da, ok, și ce poți să ai așa grab în telefon? Și inclusiv discuția de după, când ați văzut, dom'le, asta e, adică tu în continuare erai foarte
afectată, dar fără vreun motiv atât de important. Da, poate aveam așteptarea ca el să mă înțeleagă cum mă simt eu și o gândit-o altfel, dar o gândit-o altfel pentru că și eu am spus-o altfel. Adică ce, el până la urmă a respectat un task, el nu putea să spună, ok, iau telefonul tău și fac ce cu el, că nu pot să nu particip la task. Păi am participat. Ea a participat. Tu te așteptai să nu participe sau că nu? Nu, ea se aștepta ca eu să înțeleg pentru starea pe care o are și că nu dorește să intre în intimitate ei sau spunea continuu că după toată experiența asta oarecum nu o să mai aibă nici viață personală. Și am zis, bă, nu o lua așa, că nu e adevărat. Păi, stai puțin. Viața, în primul rând, viața personală nu e în telefon. Adică, na. Asta încercam eu să explic. Pe mine m-a deranjat doar reacțiile respective când ea se ia și pleacă. Și am zis, ok, eu rămân aici, ca... Logodnicul. Da. Rămâne logodnicul aici. Bine,